S-au aprins luminițele în cel mai cunoscut brad de Crăciun din lume. Evenimentul a fost cu public pentru prima dată de la începutul pandemiei. Pomul de Crăciun a fost instalat în centrul Rockefeller din New York, iar decorațiunile cu care a fost împodobit sunt sinonime cu luxul și opulența. Cele 50.000 de beculețe și steaua din vârful pomului, decorată cu numai puțin de 3 milioane de cristale zvaroschi, au uimit cu splendoarea lor. Bradul din acesta, an, expus în centrul Rockefeller din New York, este de fapt un molid norvegian de peste 85 de ani și înalt de 24 de metri. Bradul a aparținut unei familii din Maryland, care a considerat această oportunitate ca fiind unică în viață you <coughs> New York City. And we have to say yes to this. Tradiția bradului de Crăciun din centrul New Yorkului datează încă din 1931, când muncitorii de la centrul Rockefeller au pus bani împreună pentru a cumpăra un pom de Crăciun în semn de recunoștință pentru faptul că aveau locuri de muncă în timpul marii crize. Muncitorii au decorat bradul de 600 de centimetri cu ghirlande și ornamente din conserve. Doi ani mai târziu, centrul Rockefeller avea prima ceremonie oficială de Crăciun. Pomul din 1936 era de un metru și jumătate și era decorat cu 700 de luminițe. De atunci, în fiecare an, zeci de mii de oameni din toate colțurile lumii vin la New York special pentru acest eveniment unic. Călătoria Bradului expus anul acesta în New York nu se va termina odată cu sărbătorile de iarnă. După încheierea perioadei sărbătorilor de Crăciun, lemnul Bradului va fi folosit pentru a construi case pentru cei nevoiași.